Noul sezon al Diviziei 1 de volei feminin începe în 1 octombrie și se încheie la începutul lunii aprilie. Practic, în decurs de 5 luni, se joacă partidele din tur, cele din retur și turneele play-off, respectiv play-out. Antrenorii din voleiul românesc spun că noua competiție internă este prea condensată, iar federația ar trebui să acorde mai mult timp desfășurării campionatului. Prioritatea are echipa națională, care la anul viitor, la cel puțin la fete, o să participe la turneul final al campionatului european. Deci, până la urmă, interesul național primează în fața interesului local sau, eu știu, al campionatului intern. Și mie mi-ar conveni să jucăm pe o perioadă de 9 luni, dar asta e situația și trebuie să ne raliem. După ultimele performanțe reușite de echipele naționale, dar și cele de club, voleiul românesc este în progres, spune antrenorul de la Unic. Odată ce mergem la campionatul european, eu știu, eu zic că este un pas înainte, rămâne de văzut ce o să putem să facem acolo. Sunt elemente tinere care vin din urmă. Totul ține de munca depusă la fiecare club în parte. E bine de noi că nu avem străine deloc, suntem o echipă 100% pro-românească și suntem chiar fericiți că investim în români și nu în străini. Formația din Piatra Neamț va debuta luna viitoare și în Cupa României, urmând să întâlnească într-o dublă manșă pe CSM Târgoviște.